și cu ceea ce se poate rezolva la problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Vă mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua, vă spun și eu. Am făcut întâlniri la minister, multe dintre bănci ar dori această amânare. Trebuie un aviz de la Banca Națională, pentru că toate reglementările astea sunt legate doar de pandemie, nu și de secetă. Și atunci tot ceea ce s-a, toate actele legislative, toate ordonanțele de urgență date în toată Europa au fost legate doar de evoluția pandemiei, prin care fiecare fermier, în parte care a primit aceste compensații sau amânarea ratelor, trebuia să demonstreze ce pierdere a avut față de anul trecut, când n-a fost pandemia. Era foarte greu să intri la noi în fermele foarte mici și mici, să intri în contabilitatea firmei, să verifici, să fie demonstrabil cât a pierdut anul ăsta față de anul trecut. Cele mai mari ferme din Europa sunt la noi în țară. Dar și cele mai mici ferme din Europa se află tot la noi în țară. Avem 748.000 de ferme, adică gospodăriile populației, în toată, mai ales în zona de deal, în zona de munte, la noi în Transilvania, în Bucovina și peste tot. Și atunci politica noastră este de a susține, în primul rând, ferma de familie, fermierul mic și mijlociu, ca să se consolideze. Cred că este important să susținem ferma de familie, ca ea să devină o fermă comercială din care o familie să poată să trăiască.